ordinul, rapid și pe ascuns, vă spune că și noi am rămas surprinși când am aflat de acest ordin, că a fost semnat de ministru, am rămas și noi total surprinși. Marea grijă și preocuparea de bază a sindicatului în această chestiune este aceea de a nu pleca nimeni din sistem, în primul rând. Deci noi am tras tare, insistent, să nu cumva să se facă vreo reducere de personal. Ministrul Educației a și transmis, sau la o înțelegere, la o discuție cu liderii, au spus că dacă în vreun județ va pleca cineva din sistem ca urmare acestui ordin, inspectorul general din acel inspectorat, din acel județ, trebuie să-și dea demisie. Dar deci, nu se vor face concedieri, dar nu că nu se vor reduce normele. Adică nu mă dă afară, dar îmi rămâne jumătate de normă. Sau 0,25. Da, urma să vă spun eu în continuare chestiunea. Da. Eu am vorbit de alaltă cu domnul general și l-am rugat să-mi facă o situație, să-mi facă mie, să se facă la nivel de județ o situație clară. De ce? Pentru că sunt județe și au subliniat-o în mod insistent acum la videoconferință ce din minister sunt, județe unde numărul salariaților, normarea este peste medie, cu mult, sunt județe unde este sub medie celor de care discutăm. Prin înțelegere, sau un ordine spune la un moment dat, dacă că toate aceste lucruri se vor regla în cadrul comisiei paritare de la nivel de inspectoratul școlar. Adică, dacă într-o școală, conform normativelor, este 3 posturi de bibliotecar, vă spun și bibliotecar, de auxiliar, în altă școală, este sub, și în general cele de la țară sunt așa, da? O fracțiune. Se reglează totul la nivel de județ. Când spunea cineva, dar de ce să mă ducă pe mine? Nu, nu vreau să fiu rău pe acest. De ce să mă ducă pe mine colo și colo? Chestiunea asta, cu mersul după post, este o practică de când se știe, cel puțin la cadrele didactice. Acum, nu vreau să zic, gata, vă duceți dumneavoastră că e o jumătate de post de vacanță la Cojasca și dumneavoastră aveți o jumătate de post la Moroie. Nu cred că se... Se va face în comisia paritară, fiecare unitate școlară cu PJ vine aici cu ce situație are, ca număr de elevi, ca număr de, mă rog, salariați, se vede cum se poate rezolva problema, în așa fel încât să nu dispară nimeni din sistem.